La câteva zile de la adoptarea controversatei legi privind dreptul muncii, furia împotriva guvernului Orban se intensifică la Budapesta. Duminică, mai mult de 15.000 de oameni au ieșit din nou pe străzile capitalei ungare la chemarea opoziției și a sindicatelor. Pentru prima dată, toate partidele de opoziție au mărșăluit sub aceleași sloganuri. La TV, forțele de securitate au evacuat cu forța doi parlamentari independenți din sediul televiziunii de stat din Ungaria după ce au încercat să citească o petiție. Úristen! 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 Ákos! Ákos! Petiția reafirmă solicitările protestatarilor care includ retragerea noii legi privind piața muncii, prin care angajatorii pot cere până la 400 ore de muncă obligatorie, independența presei și a tribunalelor și ca Ungaria să se alăture biroului procurorilor UE.